după el mergea, el lângă drumul n-o cerșea, și Bartimeu el se numea. Mulțimea toată îl certa, că-și Bartimeu așa striga: ai milă fiul lui David, de viața mea. Ai milă fiul lui David, de viața mea. Ridică-mă, te rog, din starea grea. Ochii mei să văd Iisuse, eu aș vrea. Fiul lui David, nu mă lăsa. Ai milă fiul lui David, de viața mea. Ridică-mă, te rog, din starea grea. Să treacă nu putea nici cum, că-și Bartimeu striga duios: chemați-l chiar acum, a zis Iisus, fiul lui Dumnezeu. Ce vreți să-ți fac, a spus Iisus, vreau ca să văd-o, Domnul meu. Ai milă fiul lui David, de viața mea. Ridică-mă, te rog, din starea grea. Fiul lui David, nu mă lăsa. Ai milă fiul lui David, de viața mea. Ridică-mă, te rog, din starea grea. Și simți, te cheamă astăzi Dumnezeu, dar ai grijă să nu te minți. Tu ești ca orbul Bartimeu, tu vrei să auzi, vorbești și simți. Te cheamă astăzi Dumnezeu, dar ai grijă să nu te minți. Ai milă fiul lui David, de viața mea. Ridică-mă, te rog, starea grea. Cu ochii mei să văd Iisuse, eu aș vrea. Fiul lui David, nu mă lăsa. Ai milă fiul lui David, de viața mea. Ridică-mă, te rog, din starea grea. Fiul lui David, nu mă